Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Duh este Dumnezeu, iar cei ce se închină Lui să se închină în Duh și în adevăr. Iubiți credincioși, în duminica 5-a de după Sfintele Paști, Sfinții Părinți au rânduit o întâlnire a noastră cu Iisus și Samarineanca. La fântâna lui Iacov din Sicor, un oraș care se întindea în ținuturile locuite de samarineni. Și pentru că un conflict, să zicem așa, între oameni n-a pornit nici alaltă ieri, nici secolul trecut, ce a început de mult, iudeii și cu samarinenii nu numai că nu-și vorbeau, se ignorau total. Unii spuneau că Dumnezeu este în templul de la Ierusalim, ceilalți spuneau că este pe muntele Garizim. Și iată că a venit și vremea păcii, adică vremea în care Mântuitorul, fiind în Samaria, era la fântâna lui Iacov. Și stând acolo, ucenicii fiind plecați după hrană în oraș, i s-a făcut sete. Acum nu știm dacă i s-a făcut sete pentru el, dar cu siguranță i s-a făcut sete pentru noi. Pentru că acea sete avea să inițieze un dialog între el și o femeie care a venit să scoată apă. Și el i-a cerut să bea apă. Și atunci femeia a rămas foarte surprinsă. Și cam cum ar fi acum pe la noi un dușman de-al nostru de moarte să ne ceară ceva. Și s-a întors așa foarte, foarte uimită și i-a spus: dar cum tu, care ești iudeu, ceri de la mine, femeie samarineancă fiind, să beau? Și a spus: da. Zice: dar dacă m-ai fi cunoscut, ai fi cerut tu de la mine să-ți dau apă și îți dădeam apa cea vie ca să nu mai însetezi niciodată. Dar femeia, văzând, să spunem așa, partea logistică din împrejurimi, n-a văzut găleată, n-a văzut pompă, n-a văzut nimic. Zice: dar de unde poți tu să-mi dai mie apa dacă nici găleată nu ai? Și de aici învățăm noi că a ne potoli setea nu ne trebuie nici măcar găleată, dar minte apă. Și în acest dialog în care au intrat, femeia i-a spus, după cum ați auzit în Sfânta Evanghelie, cum că iudeii cred că Dumnezeu trebuie să fie adorat numai în Ierusalim, iar ei cred în muntele Garizim și acest munte este lăsat lor de către Iacov, care a săpat acea fântână și a băut Iosif cu familia lui și cu turmele lui. Și iată că încet, încet se apropie de sensul închinării lui Dumnezeu. Și Mântuitorul i-a spus: femeie, vine vremea și a venit încă. Când nici aici, nici în muntele Garizim, nici în Ierusalim, nu vă veți închina lui Dumnezeu, pentru că Duh este Dumnezeu, iar cei care se închină Lui, să se închină în Duh și în adevăr. Și atunci ea, nelămurită, totuși a vrut să bea apă. Și a spus: du-te și cheamă și pe bărbatul tău. Și a spus: n-am bărbat. Mântuitorul, care știa toată istoria vieții ei, i-a spus: bine zici că n-ai bărbat. Pentru că cinci ai avut, iar cel care ți este acum nu ți-e bărbat. Puteți să întrebați, probabil, cum interpretează unii sau alții, totuși. Mântuitorul a fost foarte franc și pentru ea, dar și pentru noi. Dacă nu rezolvăm problema familiei de la început, nu mai rezolvăm niciodată. Putea să fie avut 2, 3, iată 5, putea să fie avut și 10, dar declarația ei că n-are bărbat nici acum a fost de căpătâi, pentru că a vorbit despre ea, această declarație, prin faptul că a fost sinceră. Adică
ori ai familie, ori nu ai. Dar, de acum înainte, gândul la ce urmează să fie. Și anume, s-au dus în sat, a spus la toată lumea că a găsit prorocul care i-a zis ei toate, au venit aceștia, s-au lămurit și ei despre ce este vorba și l-au rugat pe Iisus să rămână, ceea ce a și făcut. Și spune Sfântul Evanghelist Ioan, la sfârșit, că au chemat-o pe femeie și au spus: femeie, și pentru ceea ce ne-ai spus tu credem, dar și pentru ceea ce am văzut noi. Iubiți credincioși, este un episod din viața Mântuitorului, nu este o parabolă, ci este pur și simplu un fapt de viață. V-am vorbit de foarte multe ori despre această închinare în duh și în adevăr, am luat fântâna lui Iacov cu adâncimile lui și mi-am adus aminte de scara lui Iacov, care pornea spre cer, am unit cerul și pământul de foarte multe ori în fața dumneavoastră. Dar cred că a venit vremea să mă întâlnesc eu cu copilul din mine când mă spovedeam la Părintele Arsenie la Techiliol. Vă aduceți aminte că înaintea intrării în chilie era pictată o fântână și samarineanca, la care Părintele Arsenie ținea foarte mult. De câte ori ne vedea pe acolo, ne spunea că samarineanca are un nume, o chema Fotia sau Fotinii, și mi-aduc aminte despre doamna Teodorescu de la Dobrogea. Când a aflat prima dată că numele dumneiei, Fotinii, Fotia, este de sorginte biblică, și părintele era tare mândru când o vedea, o lua de mână și o întorcea și arăta: uite, aia e prima și am să te țin minte. Dacă cunoașteți cumva persoane cu acest frumos nume, care de admitere înseamnă lumină, și declar astăzi și pe luminițele pe care le cunoaștem să-și șterbeze ziua, pentru că femeia samarineancă va să zic că avea un nume: Fotia, Lumină, Luminița. Dar să revenim la ale noastre. De ce m-am întors acolo? Pentru că astăzi la Sfânta Liturghie mi-a venit în minte că nu degeaba la intrare în chilia Părintelui era această scenă a femeii samarinence cu Mântuitorul stând de vorbă. Pentru că trebuie să ne facă pe noi să înțelegem unde este Dumnezeu. Dumnezeu nu este nici în Ierusalim, dar în ce privește relația noastră cu duhovnicul, eu vă spun de Părintele Arsenie că atunci avea și el conștiința că părăsise primăria din Zărnești, părăsise Ardealul și fusese trimis la Tomis. Noi părăsisem și noi satul din care plecasem și ajunsesem la Cumpăna și parcă mesajul era acesta: Dumnezeu, dacă nu e pretutinde, nu e nicăieri. Ne adunam acolo oameni care așteptam pentru spovedit până pe la două și jumătate noaptea. Noi aveam ora noastră cam pe la 11:30-12, când părintele, ca printr-o minune, își aducea aminte și ieșea, zicea să vină profesorul Moșteanu de la Cumpăna. Și noi eram tare mândri că lumea se dădea la o parte și intram în antecameră și stăteam acolo. Acum îmi dau seama de marea taină a lui Dumnezeu, care ne învață că El este în Cel de lângă noi, în Cel pe care îl așteptăm, în Cel pe care l-am creditat ca fiind Cel pe care Dumnezeu ne-l trimite nouă. Dumnezeu este întotdeauna lângă noi. Și vă mai aduceți aminte că v-am spus, când a fost întrebat cineva după atentatele din Statele Unite, unde a fost Dumnezeu acolo când s-a întâmplat așa o nenorocire? A spus: exact acolo unde l-am alungat noi. L-am scos din școli, știți că în anii 70
au fost scoase toate insemnele creștine. L-am scos din societate, l-am scos în afara cetății. De ce să întrebăm acum unde este? Pentru că el nu a abuzat. S-a dus acolo unde l-am trimis noi. Și acum este la fel. Evreii spuneau că este în templu. Iată că samarinenii spuneau că este în muntele Garizim. Și astăzi trebuie să învățăm, nu neapărat dogmatic, ci practic, că Dumnezeu este exact acolo unde îl avem noi. Adică în celălalt. Ce vreau să vă spun cu asta? Să nu îl căutăm pe Dumnezeu în altă parte decât este El. E adevărat că Dumnezeu este ori pretutindeni, ori nicăieri. Și v-am spus aceasta ca nu cumva să confundăm lucrurile. Sau să credem că dacă noi suntem aici în biserică, vezi, Doamne, cei care nu sunt aici în biserică nu se pot întâlni cu Dumnezeu. Nu. Dar mare atenție. Pentru că ispita este foarte mare. Pe textul că Dumnezeu este Duh, iar închinătorii să-i se închine în Duh și în adevăr, mulți au luat-o pe românește rara. A, deci nu trebuie să mă duc neapărat într-un loc. Nu pe muntele Garizim, nu în Ierusalim, înseamnă că nu la biserică, înseamnă că Dumnezeu este peste tot și eu trebuie să intru într-o legătură așa nemijlocită cu El. Nu este așa. Cum putem verifica dacă Dumnezeu, celui care căruia ne rugăm, este sau nu Dumnezeul adevărat? Pentru că poate să fie o născocire a minții noastre. Poate că mulți îl pot confunda pe Dumnezeu cu liniștea. Și Dumnezeu este mai presus de liniște. Poate că Dumnezeu este confundat de mulți cu conflictul. De ce? Pentru că sunt foarte mulți oameni cărora conflictul le aduce bunăstare. Poate că alții îl confundă pe Dumnezeu cu singurătatea. Poate că alții îl confundă cu aglomerația, cu baia de mulțime. Dar unde este Dumnezeu? Dumnezeu este întotdeauna într-un dialog. În dialogul Mântuitorului cu samarineanca era Dumnezeu. În dialogul nostru cu duhovnicul este Dumnezeu. În dialogul nostru cu familia este Dumnezeu și în dialogul nostru cu biserica, cu siguranță că este Dumnezeu. De ce vă spun aceasta? Pentru că Mântuitorul ne-a spus, acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, voi fi și eu în mijlocul lor. De aceea, trebuie să fim foarte atenți cu această închinare în Duh și în adevăr. Este și în Duh, dar în același timp și în adevăr. Ori adevărul se stabilește în urma unui conflict. Da, da, paradoxal, dar așa este. Adevărul nu poate să fie aflat decât dacă unul are o părere, iar celălalt are altă părere. De unul singur ne îndepărtăm de adevăr, pentru că vom crede că adevărul este numai și numai al nostru. Ori nu, adevărul nu este numai și numai al nostru. Spuneam cuiva dimineață să nu se amăgească. Era vorba de niște discuții mai vechi și vreau să fiu mai bine înțeles că n-am avut timp să explic prea bine. Diavolul este numit tatăl minciunii, dar dacă ar fi numai mincinos, ar fi aproape la fel de valoros cu tatăl adevărului. Dar el ce face? Amestecă adevărul cu minciuna. Măcar dacă am ști că ăsta spune numai și numai minciuni, ar fi perfect. Măcar am conta pe el și când am întrebat ceva și omul ăla ne-ar da răspuns, am fi sigur că acela nu este o minciună și ar fi un om valoros. Valoarea adevărului și a minciunii poate să fie egală și puteți să mă judecați cum vreți. Pentru că se spune că odată era un învățat și un înțelept care n-a mințit niciodată în viața lui. Și unul fugea
de brațul legii, ca să zic așa. Dar era așa de înspăimântat pentru că poterea era după el. Și a zis: înțelepte, știu că n-ai mințit niciodată în viață, dar după mine, acum, în spatele meu vine poterea. Și cu siguranță că o să te întrebe, că ești singur în pustietatea asta, dacă m-ai văzut. Și zice: tu mergi în treaba lui, înțeleptul. Mergi în treaba ta, că am eu grijă. Și în momentul în care a plecat omul acela, el și-a mișcat locul cu vreo 5 pași într-o parte și s-a întors cu spatele unde plecase celălalt și a așteptat să vină poterea, care a venit imediat. Poterea, știind că zice numai și numai adevărul, l-a întrebat: ai văzut pe cineva pe aici? Și el i-a răspuns: de când sunt în locul acesta, n-am văzut pe nimeni. De aici am tras concluzia că cel care spune numai și numai minciuni poate să fie egalul celui care spune numai și numai adevărul. Trebuie să știm cum să interpretăm lucrurile acestea. Pentru că noi ne amăgim, de ce? Pentru că diavolul ia dintr-o parte o proporție și o amestecă cu partea cealaltă. Ia un oarecare adevăr de undeva și îl amestecă cu o minciună din altă parte. Și s-ar putea ca doza letală să nu fie de 99% minciună și 1% de adevăr, ci să fie 99% adevăr și 1% minciună. Asta este o doză letală care poate omorâ pe toți. Pentru că va merge omul cu ideea că e adevărat, e adevărat, e adevărat, și în partea cealaltă se schimbă sensul. Exact ca la exercițiile de matematică, unde merge, merge, merge ce merge și dacă ai schimbat un semn în plus, în minus, s-a terminat. Nu e nevoie să o schimbi de două ori. S-ar putea ca la un moment dat, dacă schimbi de două ori semnul, să-ți dea rezultatul bun. De aici am tras concluzia că doza letală nu este cu mai multă minciună decât cu adevăr, ci este invers. Iubiți credincioși, relația dintre noi îl aduce pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Aici am vrut eu să vă aduc. Pentru că la fântâna lui Iacov s-au întâlnit două generații în conflict. S-au întâlnit doi oameni care ar fi crezut că niciodată nu se pot împăca. Doi oameni care, am spus, care se ignorau. Ignorarea celuilalt este mult mai periculoasă decât a nu vorbi cu el. Este așa, nici nu-l vede, se face că trece prin el. De aici trebuie să învățăm faptul că a nu vorbi cu cel de lângă noi nu este o pedeapsă pentru el, este o pedeapsă pentru noi. Și ne face atât de mult rău încât nici nu ne dăm seama. Mai bine să lămurim situația, să spunem: uite, m-ai supărat cu tare lucru. Eu nu pot să trec peste asta și te rog frumos, respectă-mi situația următoare. Măcar să știe că vrei să iei o pauză de dialog, să te duci mai încolo și probabil că să spună: da, la ce ne folosește? E, când auziți acest lucru, bineînțeles că vă muiați și gata, să așeze pacea. Iubiți credincioși, la fântâna aceasta trebuie să mai învățăm un lucru. Ca să scoatem apă, ne trebuie instrumentarul necesar. Ne trebuie o găleată. Înseamnă că în relația cu cel de lângă noi, din familia noastră sau cu vecinul nostru, ne trebuie câteva lucruri de care avem nevoie ca să putem să intrăm în dialog. Unu, trebuie să avem același limbaj. Păi dacă unul vorbește tot timpul, iar celălalt nu poate să scoată niciun cuvânt, vă imaginați că asta înseamnă lipsa găleții cu care să scoți apa? Și asta este. Trebuie să fim atenți ce ne mai trebuie. Ne trebuie ca atunci când slobozim găleata în fântână, să fim siguri că are apă fântâna. Adică nu vă apucați să stați de vorbă cu cineva dacă deja știți
că ați mai încercat și fântâna e seacă. Nu vă apucați acum la tot felul de conflicte cu să definim sau să nu definim familia și așa mai departe. Nu o să lămuriți pe nimeni. Profesorul nostru de îndrumări misionare ne-a interzis să stăm de vorbă cu sectanții, nu pentru a nu ne lua mințile, nu. Au zis, nu vă pierdeți vremea. La un moment dat veți fi amăgiți că l-ați lămurit și nu e așa. El e lămurit deja. Trebuie să învățăm arta conversației, care pune în dialog două părți. În momentul în care cineva vorbește prea mult, trebuie să se oprească. De ce? Ca să-l lase și pe celălalt să manifeste. În cazul meu, dacă nu v-aș lăsa să vă manifestați, adică i-aș zice unuia, băi, stai așa, întoarce-te, celuilalt, băi, uite-te la mine, acesta ar fi un monolog, dar eu vă las să vă manifestați și pe figura fiecăruia dintre dumneavoastră la care mă uit, citesc câte un mesaj, dacă trebuie să mai insist sau dacă nu trebuie să mai insist, dacă trebuie să tac sau să continui, dacă am fost înțeles sau n-am fost înțeles. Așa trebuie să învățăm și cum să ne purtăm cu celălalt. V-am mai spus și altă dată, dar în două cuvinte vă mai spun cum trebuie să-l ascultăm pe celălalt. Disponibilitatea de a asculta trebuie să meargă până la capăt. Vine cineva și spune, vreau să vă spun un necaz. Da, spune. În momentul în care cel care a cerut să se descarce, are toată nădejdea că va fi ascultat. Dezamăgirea lui pornește în secunda următoare când contactul vizual a dispărut. În momentul în care îi spune și ai luat privirea de la el, s-a terminat. Nu mai este o descărcare din partea celuilalt. După care începe omul totuși să încerce să spună ceva și atunci ridici mâna și zici, ei, dar să spun eu ce mi s-a întâmplat, ce e la tine, e nimic. Copii, arta de a asculta este mult mai importantă decât arta de a vorbi. Dacă știm să ascultăm, nu va mai fi nevoie să vorbim și să argumentăm. Este foarte important ca cineva, numai cu un cuvânt, să mângâie pe cineva, să spune, da, spune ce ți s-a întâmplat. Și atunci, cel de lângă tine îți spune niște lucruri pe care n-ai fi fost în stare să îi le adresezi tu ca mângâiere. Dar disponibilitatea ta de a-i cere celuilalt să spună ceva face mai mult decât orice cuvânt pe care ai putea să te străduiești să-l spui. De aceea, unde este Dumnezeu? Dumnezeu este în răbdarea celui care ascultă și în cumințenia celui care vorbește. Dumnezeu este apropierea dintre oameni. Cu cât oamenii sunt mai apropiați de ei înșiși, cu atât Dumnezeu este mai apropiat de ei. Dacă vom învăța să-L ascultăm pe celălalt sau să-I dăm un sfat numai atât cât ne-a cerut să o facem, cu siguranță că Dumnezeu va fi lângă noi și ne va spune că apa vie pe care ne-a dat-o se va face în noi izvor și nu va mai înseta niciodată. Să nu credeți acum că este vorba numai de apa aceasta pe care o bem de la robinet sau din pet. M-a întrebat cineva dacă se poate să postească o zi, pentru că nici nu încercase omul. Și sunt foarte mulți dintre cei care nu încearcă, ce eu cred că aș putea cu siguranță, aș putea să nu mănânc o zi, dar nu cred că aș putea să nu beau apă. Fără a face o experiență a postului, nu vă puteți da seama că de fapt bem apă ca un efect al faptului că am mâncat. Așa este și cu apa cea vie. Apa este necesară organismului numai ca să spele și să circule în el tot ce este de circulat. Dar dacă ne-am propus, de exemplu, să ținem post, cu siguranță că nu trebuie să avem problema aceasta, aoleu, dar dacă mi-e sete.
Păi n-ai încercat să ții post, înseamnă. Știu cei de față că după o zi sau două sau și trei, cunosc fii duhovnicești care au postit 3-4 zile în săptămâna întâi din post sau în săptămâna patimilor și n-au avut nevoie de nimic. Eu însumi, chiar dacă sunt diabetic, am această posibilitate să vă spun că nu este nevoie de apă dacă ținem post. Așa este și cu Dumnezeu. N-avem nevoie să-L căutăm pe munte sau în fântână atâta vreme cât avem conștiința că Dumnezeu este lângă, între mine și cel de lângă mine. De aceea îl rugăm pe Bunul Dumnezeu astăzi, ca prin fotinii din Samaria să ne trimită și nouă apa cea vie, care să se facă în noi apa ascultării, apa înțelegerii, apa înțelepciunii, care să ne unească cu celălalt, căci în măsura în care ne unim cu celălalt, Dumnezeu este în noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.